Conform planului, Dan Nițu devine acționar majoritar la CSM în asociere cu primăria și astfel trupa pregătită de Claudiu Niculescu va juca în Zăvoi, urmând să fie singura reprezentantă a județului. Nițu va prelua însă automat și datoriile către utilități, circa 110.000 de euro. În schimb, Cătălin Rufă preia Damila, unde transferă tot lotul lui Pelici, după care îl mută imediat la Reșița. A avut o întâlnire cu domnul Rufă, care dânsul a venit și ne-a prezentat verbal în prima parte și apoi cred că o să vină și scris că dorește să nu mai facă parte din acționariatul Clubului Sportiv Municipal. În același timp am reluat discuția și cu domnul Nițu, care își exprimase dorința că vrea să participe la dezvoltarea fotbalului vâlcean și este de acord să preia acțiunile domnului Rufă. Astăzi vor depune documentele și înscris, urmând ca joi să, în ședința de Consiliu Ordinară de Consiliu Local, să aprobăm acest lucru, urmând ca adunarea generală a acționarilor să se întâlnească de urgență și apoi să perfecteze actele care trebuie, conform legii asociațiilor sportive, să fie duse la tribunal pentru a fi vizate. Datoriile vor fi preluate de domnul Nițu în totalitate, urmând ca după această dată să desfășoare activitatea conform unui cadru încheiat între domnul Nițu și primărie, conform statutului și protocolului de predare, primire a terenului și toate actele necesare. Eu zic că maxim într-o săptămână se perfectează toate actele. N-am stabilit detaliile respective, dar în primul rând mă bucur că rămân echipele de juniori la care țineam foarte mult și de republicani. Și atunci doar echipa mare e posibil să plece cu o parte din jucători care sunt proprietatea dânsului, dar cred că domnul Nițu a demonstrat că are o echipă competitivă și putem, de ce nu într-un an sau doi, să ne gândim la o promovare.